foarte bine, puțin emoționați, am ajuns până aici. Am avut niște emoții foarte mari când s-au dat premiile. Mulți dintre noi au început să plângă când au câștigat. Chiar am rămas șocați. Petit foarte mult, antrenamente foarte grele, în jur de 2 luni. A fost greu, dar ne simțim bine că ne-am calificat. Ce vă doriți de la această competiție? Ne dorim să ajungem pe un loc mai mare. Iată că anul acesta participăm la competiția internațională a pompierilor, competiție care se desfășoară în orașul Celje din Slovenia. Avem pentru prima oară la această competiție internațională, suntem prezenți cu un cerc de elevi tehnico-aplicativ de la Comuna Girov, suntem prezenți cu un serviciu voluntar de pompier civil de la Comuna Săbăoani și pe lângă aceste două cercuri participă și un cerc de elevi, cerc de fete din orașul Brezoi, județul Vâlcea și lotul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ce copiii școlii noastre, echipajul de băieți care reprezintă România la concurs, competiție internațională, generic denumită Prietenii Pompierilor. Mâine trebuie să ajungă în Slovenia. Copiii au ajuns, așteptăm și pe cei de la ISU Petrodava, care vor însoți echipajul, pe domnul profesor Cristian Bordei, cel care a pregătit echipajul școlii noastre, pe doamna director, care va însoți și dumneaei echipajul în Slovenia. După cum vedeți, acum am venit la un sponsor de aici, de la firma Principal, care a pregătit câte un pachetel să aibă pe drum copilașii. Vă dați seama, câteva zeci de ore va dura transportul. Dacă mai aveți bunăvoința dumneavoastră, veți vedea în timp ce vor fi îmbarcați în autocar și celelalte materiale pregătite pentru competiție, inclusiv și pe lângă echipamentele de concurs și acele sponsorizări primite de la unii oameni de bine din județul Neamț, care au avut grijă de noi, putem spune, în primul și în primul rând, dacă tot vorbesc cu dumneavoastră, trebuie să mulțumesc, nu eu ca personal, Primăriei Comunii Giro, Consiliul Local, principalul sponsor al acestei acțiuni, că până ajunge la faza internațională, am trecut fază locală, fază județeană, fază națională. Și fac o mică paranteză. Copiii școlii Girov, atât fetele cât și băieții, au reprezentat județul Neamț la faza națională, la satul mare. Tot ce a însemnat până la faza națională s-a datorat tot sprijinului primăriei și Consiliului Local, a unor oameni de bine, altor oameni de bine din județul Neamț și pentru până la faza națională pot să vă dau ca exemplu domnul inginer doctor Pop Silaghi și Prot Prosperu. Acum la faza națională, pe lângă cei enumerați care ne-au ajutat să ajungem, să câștigăm, de fapt, din două echipaje, băieții, locul întâi să reprezinte România, fetele au ieșit pe locul 2, au ajuns mai la națională, să dea Dumnezeu ca băieții să vină și în primii, vorba de o competiție, din câte am înțeles, 34 de țări. Alături mai am, acum să le dau la copilaș, două cărți scrise despre istoria localității noastre. Al domnului profesor Mihai Gicoveanu, o lucrare monografică de acum câțiva ani, a subsemnat-o împreună cu preotul din Căciulești, soția, și vreau să ies afară la copilaș să-i vedem. Bună ziua! Suntem bucuroși că am ajuns la momentul ăsta în care cu echipajul de băieți al școlii gimnaziale profesor Gheorghe Dumitreasa Girov mergem în Slovenia, la Celje. Ne-am pregătit o săptămână la Brașov, în orașul Victoria, sub munte. Copiii s-au pregătit foarte bine. Mergem cu speranțe, cu dorința de a concura cât mai bine, să aducem mândrie, dacă putem spune, comunității, județului și chiar țării, pentru că reprezentăm România la acest concurs. Copiii sunt bucuroși că au ajuns în această fază. Ce să... Eu... Simt că mi-am făcut datoria. Bună ziua, mă numesc Vârgă Florin, sunt primarul Comunei Săbăoani, județul Neamț.
Am bucuria de a participa alături de delegația comunei în speță Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență la competiția internațională organizată în Cerje, Slovenia, reprezentând România. Comuna Săboane a câștigat în anul 2019 locul întâi la competiția națională și acest fapt ne-a propulsat pentru a participa la acest turneu. Le urez mult succes colegilor mei, le urez mult succes celorlalte categorii de servicii profesionale, copii și băieți și fete care participă, să venim acasă, reprezentăm cu demnitate România, să facem o figură frumoasă printre străini, promovând și valorile, tradițiile și identitatea noastră națională. Succes România, hai Săboane!